Alegeri legislative anticipate pot avea loc în următoarele luni. Asta după ce Curtea Constituțională a stabilit că Parlamentul poate fi dizolvat în ultimele 6 luni ale mandatului președintelui țării, dacă în decursul a 3 luni nu este format un nou guvern. Hotărârea a fost pronunțată de către magistrații Curții Constituționale, care au dat răspuns unei sesizări depuse de deputații socialiști. Președintele Curții Constituționale, Alexandru Tănase, a explicat că o eventuală amânare a dizolvării Parlamentului până la expirarea mandatului șefului statului nu va ajuta la soluționarea crizei politice. Imposibilitatea de a organiza, de a dizolva Parlamentul ultimele 6 luni de zile în mandatul președintelui este o reminiscență din sistemul semiprezidențial pe care l-am avut până la anul 2000. Din aceste considerente, această normă, această prevedere, ori de câte ori va intra în conflict cu alte prevederi care vizează obligația de dizolvare a Parlamentului, sigur că va fi înlăturată de la aplicare. Autorii sesizării susțin că dacă până în data de 29 ianuarie nu va fi investit un nou guvern, atunci Parlamentul va fi dizolvat și vor fi organizate alegeri parlamentare anticipate. Datorită acestei explicări va fi adoptat o decizie legală de către actualul președinte. Președintele este garantul constituționalității în stat. Obligațiunea lui este de a menține echilibru între forțele, atât puterea executivă, cât și cea legislativă. Potrivit articolului 85 din Constituție, Parlamentul nu poate fi dizolvat în ultimele 6 luni de mandat al șefului statului. În același timp, Curtea Constituțională a emis o hotărâre acum 2 ani în care a precizat că Parlamentul are la dispoziție 3 luni pentru a investi un nou guvern în caz de demitere sau demisie a cabinetului de miniștri. Executivul Streleț a fost demis de Parlament în data de 29 octombrie prin moțiune de cenzură.